I'm going to preach on something this morning that might seem a bit unusual. Voi predica în această dimineață despre ceva care s-ar putea să vi se pară neobișnuit. But I received an email that when I came here that I should possibly speak on marriage. Dar am primit un email în care mi s-a spus că este posibil să predic în această vizită pe care o fac în România despre căsătorie. And so I'm going to speak on marriage. Așa că voi vorbi despre căsătorie. And you probably are saying, well, I thought he was going to come tonight this morning and speak on something very important. S-ar putea să-mi spuneți, ah, eu am crezut că în dimineața aceasta o să vină și o să ne vorbească despre ceva important. Marriage is extremely important. Căsătoria, căsnicia este foarte importantă. And it is very spiritual. Și este foarte spirituală. As a matter of fact, you most demonstrate your spirituality by the way you handle your marriage. Dar trebuie să știi că de fapt îți dovedești spiritualitatea prin modul în care te comporți în căsnicia ta. It is very easy to preach. Este foarte ușor să predici. It is very easy to do ministry. Este foarte ușor să slujești. But what is very difficult? Dar ce este foarte dificil? Is living in an intimate relationship with another sinner. Este să trăiești într-o relație intimă cu un alt păcătos. Both you and your wife, și tu și soția ta, both you and your husband, și tu și soțul tău, still deal with the problem of sin. Încă aveți probleme cu păcatul. Both of you have been called by God to live in an intimate relationship together. Amândoi ați fost chemați să trăiți într-o relație intimă. And that is difficult. Și acest lucru este dificil. But it is the will of God. Dar este voia lui Dumnezeu. And it can be a very splendid and blessed experience. Și poate să fie o experiență splendidă și binecuvântată căsnicia. Now some of you this morning are single. Câțiva dintre voi de aici s-ar putea să fiți necăsătoriți. But you still need to hear that. Trebuie totuși să auziți aceste lucruri. Because one day you will be married. Pentru că într-o zi te vei căsători. If the Lord blesses you. Dacă Domnul te va binecuvânta. So let's open up our Bibles to Romans chapter 8. Așa că haideți să ne deschidem Bibliile la Romani capitolul 8. Verses 28 and 29. Versetele 28 și 29. Here we are going to find the purpose of marriage. Vom găsi aici scopul căsniciei. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Many people in the church have wrong ideas about marriage. Foarte mulți oameni din biserică au idei greșite cu privire la căsnicie. And the people who teach on marriage often mislead us. Și cei care ne învață cu privire la căsnicie de multe ori ne călăuzesc în direcții greșite. They say that the goal of marriage is our personal happiness. Ei spun că scopul căsniciei este fericirea noastră personală. And that the purpose of marriage is our personal happiness. Și că scopul acestei căsnicii este fericirea noastră personală. But that is not true. Dar acest lucru nu este adevărat. The purpose of all things. Scopul tuturor lucrurilor is that through them you might be conformed to the image of Christ. Este ca prin acele lucruri să devii asemenea chipului lui Hristos. Many people today are accepting divorce. Mulți oameni în zilele noastre acceptă divorțul. Many young people believe that divorce is okay. Mulți tineri cred că divorțul este o opțiune. Some people even say divorce is the will of God. Sunt unii care chiar spun că divorțul este voia lui Dumnezeu. They want to get out of their marriage. Vor să scape de căsnicia lor. Why do they want to get out of their marriage? De ce vor lucrul acesta? Because they do not understand the purpose of marriage. Pentru că ei nu înțeleg scopul căsniciei. And therefore they are not content. Și de aceea nu sunt mulțumiți. If I believe that marriage is designed for my personal happiness. Dacă eu ajung să cred că în căsătorie scopul este fericirea mea personală. Then when my marriage doesn't make me happy, I'm going to want to leave. Așa că dacă în căsnicie nu voi fi fericit, normal că voi vrea să mă scap de ea.
But if I understand that the purpose of my marriage is to conform me to the image of Christ. Dar dacă eu înțeleg că prin căsnicia mea trebuie să ajung mai mult asemenea chipului lui Hristos. Then I'm going to be faithful to my marriage when it gives me happiness. Atunci voi fi credincios căsniciei mele când voi fi fericit. And I'm going to be faithful in my marriage when we're going through problems. Și voi fi credincios căsniciei mele chiar și când trec prin probleme. Because I recognize that the purpose of marriage is to make me like Jesus. Pentru că eu recunosc că scopul căsniciei este să mă facă mai mult ca Iisus Hristos. And the purpose of marriage is to make my wife like Jesus. Și scopul căsniciei este să o ajut pe soția mea să fie mai mult ca Iisus. Now when we talk about marriage, there are two things that you have to decide. Când vorbim despre căsătorie, sunt două lucruri pe care trebuie să le decizi. Is God absolutely sovereign over your life? Este oare Dumnezeu suveran absolut peste viața ta? If you say yes, dacă tu spui da, then you realize that your marriage was not a mistake. Atunci înțelegi că căsnicia ta nu a fost o greșeală. Some people want to divorce because they say they made a mistake and their marriage was a mistake. Mulți oameni vor să divorțeze pentru că spun că este o greșeală faptul că s-au căsătorit. But if you believe in the sovereignty of God, dar atunci când crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, then you realize that God brought you together with your mate. Atunci înțelegi că Dumnezeu te-a dus împreună cu partenerul tău de viață. And if you are married, it is God's will for you to stay married. Și dacă ești căsătorit, înseamnă că este voia lui Dumnezeu să fii căsătorit. And it is not God's will for you to break apart. Și nu este voia lui Dumnezeu ca să divorțezi. Another thing you have to decide is this. Un alt lucru pe care trebuie să-l decizi este acesta. Are you going to live a life of obedience before God? Vei trăi o viață de ascultare înaintea lui Dumnezeu? When a man and a woman have problems in their marriage, când un bărbat și o femeie au probleme în mariajul lor, they do not have marital problems, they have a spiritual problem. Nu au probleme maritale, au probleme spirituale. They're not disobeying each other, they are disobeying God. Ei nu sunt în poziția în care nu se supun unul altuia, ci nu se supun lui Dumnezeu. When a man does not love his wife, he is in direct disobedience to God. Când un bărbat nu-și iubește soția, este în totală nesupunere față de Dumnezeu. And he will be judged. Și va fi judecat. When a woman does not submit to her husband, când o soție nu se va supune soțului ei, she is in direct disobedience to God. Este în directă neascultare, nesupunere față de Dumnezeu. So you do not have a problem with your husband or your wife, you have a problem with God. Așa că nu ai o problemă cu soțul sau soția ta, ai de fapt o problemă cu Dumnezeu. Why should we be faithful in our marriages? De ce trebuie să fim credincioși în căsnicia noastră? Why should husbands love their wives and serve them? De ce trebuie ca soții să-și iubească soțiile și să le slujească? Why should wives respect their husbands? De ce ar trebui ca soțiile să-și respecte soții? Because we fear the Lord. Pentru că ne este teamă de Domnul. Because we desire to honor the Lord. Pentru că noi dorim ca să-l onorăm pe Domnul. We believe that he is sovereign over our lives. Noi credem că el este suveran peste viețile noastre. We believe that it is his will that we are married. Credem că este voia lui ca noi să fim căsătoriți. And we believe that we must obey him. Și noi credem că trebuie să ne supunem lui. And we also understand that by obeying him our lives would be blessed. Și mai înțelegem că supunându-ne lui, viețile noastre vor fi binecuvântate. Why do people get married? De ce se căsătoresc oamenii? Usually it's for selfish reasons. De obicei este din motive egoiste. But the purpose of marriage is to honor God. Dar scopul căsniciei este să-l onoreze pe Dumnezeu. And the purpose of marriage is to glorify God. Și scopul căsniciei este să-l glorifice pe Dumnezeu. Many times young men will come to me and tell me they want to get married to a certain girl. De multe ori vin tineri care îmi spun că vor să se căsătorească cu o anume fată. And I ask them, "Well, why do you want to marry this girl?" Și atunci îi întreb, "De ce vrei să te căsătorești cu această fată?" And they say this. Și îmi spun, "She's beautiful." E frumoasă. "She's smart." E deșteaptă. "I feel good when I am with her." Mă simt bine în preajma ei. "We can talk to one another." Putem să comunicăm. "We have a good time." Avem un timp plăcut împreună.
I think she's the most special person in the world. Cred că este cea mai deosebită persoană din lume. After they tell me all these things, după ce îmi spun toate aceste lucruri, I say to them, let me see if I understand what you're saying. Le spun, hai să văd dacă am înțeles ce îmi spui. You want to marry this girl? Vrei să te căsătorești cu ea? Because she meets all your selfish desires. Pentru că ea satisface toate nevoile tale egoiste. And they say, no, that's not what I mean. Și ei spun, nu asta am vrut să spun. And I say, that's what you said. Și am spus, asta mi-ai zis. You want to marry her because of what she can do for you. Vrei să te căsătorești pentru că ea poate să facă ceva pentru tine. But what happens when she can no longer do those things for you? Dar ce se va întâmpla atunci când nu va mai putea face acele lucruri pentru tine? Or what's going to happen if someone else comes along who can do those things better? Dacă vine altcineva care poate să facă acele lucruri mai bine decât soția ta. You say that she's beautiful. Spui că e frumoasă. What happens when she's no longer beautiful? Ce se va întâmpla când nu va mai fi frumoasă? Are you going to leave her? O s-o părăsești? What happens when someone else comes along, when Satan brings someone else along that is more beautiful? Ce se întâmplă când diavolul va aduce o persoană care este mai frumoasă decât soția ta? Are you going to leave her? O s-o părăsești? You say that both of you can talk. Spui că amândoi puteți să comunicați. What happens when you can no longer talk with her? Ce se va întâmpla când nu vei mai putea vorbi cu ea? Or she no longer makes you feel good? Sau nu o să te mai facă să te simți bine? Or she no longer likes to do the things you like to do? Sau nu va mai face lucrurile pe care tu vrei să le facă? Are you going to leave her? O să o părăsești? Are you going to go with someone else who can meet your needs in a better way? O să te duci cu altcineva care îți va satisface nevoile într-un mod mai bun? The purpose of marriage, scopul căsniciei, is not to have all your needs met. Nu este să îți fie satisfăcute toate nevoile tale. Marriage is an opportunity for you to lay down your life and serve someone for the glory of God. Căsnicia este o oportunitate să-ți dăruiești viața și să slujești pe cineva pentru slava lui Dumnezeu. And you say, well, that doesn't sound very good. Și îmi spui, da, asta nu prea sună bine. What did Jesus say? Ce a spus Iisus? In order to have a blessed life, we must become servants. Pentru a avea o viață binecuvântată, trebuie să devenim slujitori. The more you lay down your life in service to your spouse, pe măsură ce îți vei dărui mai mult viața slujindu-ți soția, the more you honor God, îl vei onora mai mult pe Dumnezeu. The more your heart will be filled with the presence of God. Atunci mai mult inima ta va fi plină de prezența lui Dumnezeu. My wife and I teach about marriage quite often. Soția mea și cu mine învățăm pe alții destul de des despre căsătorie. And the one thing that we tell people is this. Și un lucru pe care îl spunem oamenilor este acesta. My wife and I are completely different. Soția mea și cu mine suntem complet diferiți. I mean completely different. În mod complet diferit. Now, why is that? De ce? God could have given me a wife that likes to do everything I like to do. Dumnezeu ar fi putut să-mi dea o soție care să facă toate lucrurile care îmi plac mie. But he gave me a wife that doesn't like to do a lot of the things I like to do. Dar mi-a dat o soție la care nu-i place să facă toate lucrurile care îmi plac mie. He could have given me a wife just like me. Putea să-mi dea o soție exact ca mine. But he gave me a wife that sometimes drives me crazy. Dar mi-a dat o soție care uneori mă înnăbunește. And she can say the same thing about me. Și ea poate să spună același lucru despre mine. Why didn't God give me a perfect wife? De ce nu mi-a dat Dumnezeu o soție perfectă? And why didn't God give my wife a perfect husband? Și de ce nu i-a dat Dumnezeu soției mele un soț perfect? I'll tell you why. Vă spun de ce. God's purpose in marriage is not your happiness. Scopul lui Dumnezeu în căsnicie nu este fericirea ta. God's purpose in marriage is your conformity to Christ. Scopul lui Dumnezeu în căsnicie este să devii mai mult asemenea chipului Fiului Său. What is it that you love most about God? Ce iubești mai mult la Dumnezeu? Well, it's the things you sing about. Sunt lucrurile despre care cântați. And what do you sing about? Și despre ce cântați? His unconditional love. Dragostea lui necondiționată. His mercy. Mila lui. When he does not give you what you deserve. Când nu-ți dă ceea ce tu meriți. His grace.
harul său. When he does give you what you do not deserve. Când îți dă ceea ce nu meriți. Those are the things you most love about God. Acestea sunt lucrurile pe care le iubești mai mult la Dumnezeu. Those are the things that God most wants to put in your life. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le dorește mai mult în viața ta. God wants to teach you unconditional love. Dumnezeu vrea să te învețe ce înseamnă dragostea necondiționată. He wants to teach you to love a person who does not fulfill all the conditions. Vrea ca tu să iubești o persoană care nu este conform tuturor condițiilor tale. He wants you to love a person that sometimes doesn't deserve your love. Vrea ca tu să iubești o persoană care uneori nu va merita dragostea ta. And why does he do that? Și de ce face asta? Because he wants you to be like him. Pentru că el vrea ca tu să fii ca el. You see, the great purpose of marriage. Marele scop al căsniciei is to make you like Jesus. Este să te facă mai mult ca Isus. To teach you to love like Jesus loves. Să te învețe să iubești așa cum iubește Isus. Freely. În mod liber. Without conditions. Fără nicio condiție. Giving yourself away. Să te dăruiești. Giving your life away. Să-ți dăruiești viața. And is that a sad thing to do? Și este oare lucrul acesta trist? No, it is not. Nu, nu este. Because Jesus said the one who gives their life away will find it. Pentru că Isus a spus, cel care își va dărui viața, de fapt și-o va găsi. And the one who seeks to keep their life will lose it. Și cei care vor încerca să-și păstreze viața, o vor pierde. God gave me the wife that I need. Dumnezeu mi-a dat soția de care am nevoie. She is strong in all the areas where she must be strong. Este puternică în toate lucrurile în care trebuie să fie puternică. But she is also weak in the areas that sometimes drive me crazy. Dar este slabă în aspectele în care pe mine pur și simplu uneori mă nebunesc. And God knows that. Și Dumnezeu știe asta. That's why he gave her to me. De aceea mi-a dat-o. And me to her. Și de aceea m-a dat pe mine ei. So that I would learn to love even though she drives me crazy sometimes. Și să învăț să iubesc chiar dacă uneori mă nebunește. And so that she would learn to love me even though sometimes I drive her crazy. Ca ea să mă iubească pe mine chiar dacă uneori o nebunesc eu pe ea. I can be happy. Pot fi fericit. When everything is wonderful in my marriage because I see God working. Când totul este minunat în căsnicia mea pentru că îl văd pe Dumnezeu la lucru. But I can also be happy when I'm having trouble. Dar sunt fericit chiar și când avem probleme. And when there is conflict. Și atunci când există conflicte. Because I know that in that God is working. Pentru că știu că și atunci Dumnezeu este la lucru. To do the greatest thing he could possibly do in my life. Să facă cele mai mărețe lucruri posibile din viața mea. To make me like Jesus. Să mă facă mai mult ca Isus. What would you say? Ce ați spune? If your pastor came here today. Dacă pastorul vostru ar veni aici astăzi. And said, I'm not going to preach anymore. Și-a spune, nu voi mai predica. I'm not going to be a pastor. Nu vreau să mai fiu pastor. I'm going to become a rock and roll star. Vreau să devin o vedetă rock and roll. I'm going to leave the ministry. O să părăsesc lucrarea. What would you say? Ce-ați spune? I know what you would say. Știu ce-ați spune. God's going to kill him. Dumnezeu o să-l ucidă. You just can't leave the ministry. Nu poți pur și simplu să părăsești lucrarea. You just can't deny your calling. Nu poți pur și simplu să-ți negi chemarea. Yep, God's going to kill him. Da, Dumnezeu o să-l omoare. And I'm going to say amen when he does it. Și o să zic amin când o să-l ucidă. In a way that could be true. Într-un fel asta s-ar putea să fie adevărat. You can't turn away from God's calling in your life. Nu poți să întorci spatele la chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. His calling is irrevocable. It will not change. Chemarea lui este irevocabilă, nu se va schimba. Your marriage is a calling. Căsnicia ta este o chemare. Why am I married? De ce sunt căsătorit? In a way for the same reason I'm preaching. Într-un fel pentru același motiv pentru care predic. Why did I marry my wife? De ce m-am căsătorit cu soția pe care o am acum? Because God told me to. Pentru că Dumnezeu mi-a spus să mă căsătoresc cu ea. I have to decide only one thing. Eu trebuie să decid doar un singur lucru. Am I going to obey? Am de gând să mă supun acestei porunci? And what has God told me to do? Și ce mi-a spus Dumnezeu să fac? God has called me. Dumnezeu m-a chemat. To lay down my life. Să-mi dăruiesc viața. In service. În slujire. To his daughter.
pentru fiica lui. If his daughter is beautiful, dacă fiica lui este frumoasă, that's wonderful. E minunat. But if his daughter is in a terrible accident and is deformed, dar dacă fiica lui are un accident și poate are fața desfigurată, I'm not leaving. Nu părăsesc această relație. Why? De ce? Because my marriage is not based on whether or not she's beautiful. Pentru că toată căsnicia mea nu se bazează pe faptul că ea este frumoasă. It's based on the fact that God called me to marry her. Se bazează pe faptul că Dumnezeu m-a chemat să mă căsătoresc cu ea. If my wife and I get along perfectly, dacă mă înțeleg foarte bine cu soția mea, that's wonderful. E minunat. But if we have differences in our personalities, dar dacă avem diferențe în personalitatea noastră, I'm not going anywhere. Nu voi părăsi această relație. I'm not leaving. Nu plec. Why? De ce? Because my marriage is not based upon our compatibility. Căsnicia nu se bazează pe compatibilitățile dintre noi. It's based on God's calling. Se bazează pe chemarea lui Dumnezeu. My wife knows men that are better looking than I am. That's not hard. Soția mea cunoaște bărbați care arată mult mai bine decât mine și nu-i greu să găsești asemenea bărbați. My wife knows men who are more intelligent than I am. Soția mea cunoaște bărbați mai inteligenți decât mine. And she definitely knows men that are more spiritual than I am. Și cu siguranță cunoaște oameni care sunt mult mai spirituali decât mine. But God did not call her to marry them. Dar Dumnezeu nu a chemat-o ca ea să se căsătorească cu ei. He called her to marry me. El a chemat-o să se căsătorească cu mine. So when we talk about marriage, așa că atunci când vorbim despre căsnicie, we have to ask ourselves two things. Trebuie să ne întrebăm două lucruri. Do I believe God is absolutely sovereign and controls everything in my life? Cred oare că Dumnezeu este suveran și este în controlul tuturor lucrurilor din viața mea? Am I going to obey him? Am de gând eu să-i fiu supus. Throughout scripture we are warned about something. Prin scriptură găsim o anumită avertizare. We are warned not to despise God's gifts. Suntem avertizați să nu disprețuim darurile lui Dumnezeu. We are told that about the worst thing we can do is show ingratitude to God. Este unul dintre cele mai rele lucruri să ne arătăm nemulțumirea față de darul lui Dumnezeu. Israel suffered under the punishment of God because they were always complaining and murmuring. Israelul a suferit multe probleme din partea lui Dumnezeu pentru că tot timpul s-au plâns și au murmurat împotriva lui Dumnezeu. They did not appreciate what God had given them. Nu au apreciat ceea ce Dumnezeu le-a dăruit. That's one of the problems in marriage. Asta este una dintre cele mai mari probleme ale căsniciei. We don't appreciate the spouse that God gave us. Nu apreciem partenerul de viață pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. We think we deserve better. Credem că merităm mai mult. Well, let's look at that for a moment. Hai să ne uităm puțin în aspectul acesta. I don't want to offend you. Nu vreau să vă jignesc. So I'll use me as an example. Așa că mă folosesc pe mine ca exemplu. What does Paul Washer deserve? Ce merită Paul Washer? According to the Bible, if I deserve so much, what is it I deserve? Conform Bibliei, dacă eu merit ceva, ce este acel lucru? Do you know what the Bible says that I deserve? Și ce spune Biblia că merit eu? I deserve to be killed under the wrath of God and thrown in hell. Merit să fiu ucis sub mânia lui Dumnezeu și aruncat în iad. That's what I deserve. Asta merit eu. I'm alive. Sunt în viață. I should be very happy. Ar trebui să fiu foarte vesel. Because I don't even deserve to be alive. Pentru că nici măcar nu merit să fiu în viață. Jesus died for my sins and I'm not going to hell. Iisus a murit pentru păcatele mele și nu voi merge în iad. I should be very happy. Trebuie să fiu foarte fericit. I don't deserve to have a daughter of God. Nu merit să mi se dăruiască o fiică a lui Dumnezeu. As my wife. Să-mi fie soție. I do. Am o fiică a lui Dumnezeu. I should be very happy. Așa că trebuie să fiu foarte fericit pentru asta. So you see, it all comes down to this. Așa că totul se rezumă la un singur lucru. Are you going to obey God? Ai de gând să fii ascultător de Dumnezeu? Are you going to appreciate his providence in your life? Ai de gând să apreciezi providența lui din viața ta?
Now I'm going to have to preach about three sermons in one here this morning. Va trebui să îmbin vreo trei predici într-una în această dimineață. I want us to go to Ephesians chapter 5. Vreau să mergem în Efeseni capitolul 5. We're going to look for a moment at the responsibilities of the husband and the wife. Ne vom uita câteva momente la responsabilitățile soțului și soției. I want to talk about the responsibility of the husband first. Întâi voi vorbi despre responsabilitățile soților. And there's a reason for that. Și am un motiv pentru aceasta. The husband has the greater responsibility. Soțul are cea mai mare responsabilitate. The husbands are always saying, "I am the head of the house." Soții totdeauna spun, "Eu sunt capul familiei." And they are. Și sunt. But they need to remember something. Dar trebuie să țină minte ceva. There is someone who is head over them. E cineva care este cap peste ei. And that one who is head over them has given them some serious responsibilities. Și cel care este cap peste ei le-a dat niște responsabilități foarte serioase. Husband, you are head of your home. Soților, sunteți capul familiilor voastre. But if you do not use your position to bless your home, dar dacă nu-ți folosești poziția pentru a-ți binecuvânta casa, then God will come and judge you. Atunci Dumnezeu te va judeca. You have a high position, husband. Ai o poziție înaltă. But to whom much is given, much is required. Dar cui s-a dat mult, îi se va cere mult. We are always talking about how the wife must submit to the husband. Întotdeauna noi vorbim cum ar trebui să se supună soția soțului. That is true. E adevărat. But look what the Bible says about the husband. Dar uitați ce spune Biblia despre soț. Verse 25. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. The husband says, "Wife, you must submit to me." Soțul spune, soție, trebuie să te supui. Well, husband, you know what Jesus is saying to you? Soțule, știi ce spune Iisus ție? Yes, your wife should submit to you. Da, soția trebuie să-ți fie supusă. But you should die for your wife. Dar tu trebuie să mori pentru soția ta. Look what the Bible says. Uitați ce spune Biblia. We are to love our wives as Christ loved the church. Trebuie să ne iubim soția așa cum Hristos a iubit biserica. And how did Christ love the church? Și cum a iubit Hristos biserica? He laid down his life for her. Și-a dat viața pentru biserică. That is what we are to do. Asta trebuie să facem noi. To lay down our lives. Să ne dăm viața noastră. If someone has been called to be a pastor. Dacă cineva a fost chemat să fie pastor. Then what does that mean? Ce înseamnă asta? It means he's called to serve God's people. Înseamnă că trebuie să slujească poporului Dumnezeu. When they are sick, he visits them. Când sunt bolnavi, să-i viziteze. When they stray from the fold, he goes and brings them back. Când pleacă din turmă, se duce după ei și îi aduce înapoi. When they sin, he grieves. Când ei păcătuiesc, pe el îl doare. When they are happy, he's happy. Când ei sunt fericiți, el e fericit. Sometimes he's tired, but he has to keep going and ministering to God's people. Uneori este obosit, dar trebuie să meargă înainte și să slujească poporului Dumnezeu. He is a pastor. El este un pastor. It's a high position. Este o poziție înaltă. But it is a high position given in order to serve. Dar este o poziție înaltă dăruită pentru slujire. Do you know that the Bible never tells me to lay down my life specifically for the ministry? Știți că Biblia în mod specific niciodată nu spune că trebuie să-mi dau viața pentru lucrarea mea? But tells me to lay down my life for my wife. Dar îmi spune că trebuie să-mi dau viața pentru soția mea. Let me put it this way. Haideți să vă spun altfel lucrul acesta. If I'm not a good husband, dacă nu sunt un soț bun, I am not a good Christian. Nu sunt un creștin bun. If I am not ministering as a minister of Christ in my house, I have no right to minister as a minister of Christ anywhere else. Dacă nu sunt un slujitor al lui Hristos în familia mea, nu am dreptul să fiu un slujitor al lui Hristos în nicio lucrare. If I am not laying down my life for my wife and my family, I have no right to say I'm laying down my life for Christ. Dacă nu spun că sunt gata să-mi dau viața pentru soția mea, nu am niciun drept să spun că îmi dau viața pentru Hristos. I am to love my wife. Trebuie să-mi iubesc soția. I want you to understand something. Vreau să înțelegeți ceva. I said this before. Am spus asta și înainte. It's easy to look spiritual in a pulpit.
Este ușor să arăți spiritual când ești la amvon. It's easy to look spiritual when you're praying with your friends. Este ușor să pari spiritual când te rogi împreună cu prietenii. But if I want to know if you are a spiritual man, dar dacă vreau să știu că ești un om spiritual, I only have to do one thing. Nu trebuie decât să fac un lucru. Go watch you with your wife. Să mă uit la tine când ești cu soția ta. Watch you and the way you treat your wife. Să văd cum îți tratezi soția. And I will know if you're spiritual or not. Și voi ști dacă ești un om spiritual. Don't tell me how many souls you have won to Christ. Nu-mi spune mie câte suflete ai câștigat pentru Hristos. God can use a donkey to bring people to Christ. Dumnezeu poate să folosească și un măgar să aducă oameni la Hristos. Show me your spirituality by showing me the way you treat your wife. Arată-mi spiritualitatea ta prin modul în care îți tratezi soția. And how are you supposed to treat her? Și cum trebuie să o tratezi? First of all, you lay down your life for her. În primul rând, îți dai viața pentru ea. Many men come home from work. Foarte mulți bărbați vin acasă de la lucru. They sit down in their chair. Stau pe fotoliu. They turn on the TV. Dau drumul la televizor. They open the newspaper. Deschid ziarul. The king has come home. A venit împăratul acasă. Now everyone must wait on him. Așa că toți trebuie să stea în așteptare de slujire înaintea lui. Because he has worked all day. Pentru că a muncit toată ziua. What do you think your wife has been doing? Dar ce credeți că a făcut soția acasă? Do you think it's easy to take care of you? Credeți că e ușor să aibă grijă de tine? Do you think it's easy to keep a home clean? Crezi că e ușor să ții casa curată? Do you think it's easy to be in a house all day with your children? Crezi că e ușor să stai toată ziua în casă cu copii? Go try it sometime. Du-te încearcă și tu uneori. You'll see how tired you get. Să vezi ce obosești. You come home from work. Vii acasă de la lucru. And you rest. Și te odihnești. When does your wife rest? Când se odihnește soția ta? Do you know what most men are like? Știți cum sunt majoritatea bărbaților? We are like little boys. Suntem ca niște băieței. And we do not marry a wife, we try to marry a mother. Noi nu încercăm să ne căsătorim, să avem o soție, încercăm să avem o mamă. We want our wives to treat us just like mom treated us. Vrem să ne trateze așa cum ne-a tratat mama. Have you ever, women, I'm going to ask you a question. Femeilor, vă întreb ceva. Have you ever noticed that when you get sick, you have to keep doing everything in the house? Ați observat că voi chiar dacă vă îmbolnăviți, trebuie să continuați să lucrați în casă? If your husband gets a little cold. Dar dacă soțul răcește un pic. He lays in bed like he's going to die. Stă tolănit în pat de parcă e pe moarte. And you have to wait on him hand and foot. Și trebuie să stai acolo să ai grijă de el. We're like little boys. Suntem ca niște băieței. Who want their mom? Care au nevoie de mămica. But we don't have mothers, we have wives. Dar nu avem mămici, avem soții. I work very hard like most of you. Lucrez și eu din greu ca majoritatea dintre voi. But my wife manages our home. Dar soția mea are grijă de casa noastră. She keeps everything clean. Ține totul curat. She keeps everything prepared. Ține totul pregătit. She goes to the market. Se duce la piață. She takes care of my child. Are grijă de băiețelul nostru. When I come home, când vin acasă, my house should be clean. Casa trebuie să fie curată. Food should be prepared. Trebuie să fie masa gata. My children should be in order. Copiii trebuie să fie în regulă. But when I come home, dar când vin acasă, it is not to rest. Nu vin acasă să mă odihnesc. I start doing some things around the house. Încep să lucrez și prin casă. The number one thing I do is take care of the children. Numărul 1, am grijă de copii. I have been away from my home for 10 hours. Am fost plecat 10 ore din casă. 12 hours. 12 ore. My children have not seen me. Copiii mei nu m-au văzut. It is not my wife's job to raise our children. Nu este treaba soției mele să crească copiii. It is our job to raise our children. Este treaba noastră să ne creștem copiii. So what am I supposed to do? Așa că ce trebuie să fac eu? After 12 hours alone in the house with my children, my wife needs a break. După 12 ore petrecute cu copiii în casă, soția are nevoie de o pauză. I take the children. Eu iau copiii. Let's go play. Hai să ne jucăm. Let's be together. Hai să avem un timp împreună. Let's get out of the house. Hai să ieșim din casă. Your life or your job is not finished when you come home. Lucrarea ta nu se încheie când ajungi acasă. It just changes. Ci doar se schimbă. You are to rest no more and no less than your wife.
Nu trebuie să te odihnești mai mult sau mai puțin decât soția ta. You are to work very hard, sir. Domnilor, trebuie să munciți din greu. Your wife is to work very hard. Soțiile trebuie să muncească din greu. But you are the one called to lay down your life. Dar ție ți se spune că trebuie să-ți dai viața. And let me say something here for a moment to all of you. There's probably some young men in seminary or some people here who minister as pastors. Dați-mi voie să mă adresez tinerilor care sunt aici. Poate sunt aici slujitori, pastori, studenți la seminar. So many ministers of God have laid their children on the altar of sacrifice. Mulți slujitori ai lui Dumnezeu și-au jertfit copiii pe altarul lucrării. That is a sin. Asta e un păcat. God did not call you to kill your children on his behalf. Dumnezeu nu ți-a cerut niciodată să-ți ucizi copiii în numele lui. He called you to lay down your life. Te-a chemat pe tine să-ți dai viața. There are children who are neglected by their fathers because their fathers are always out doing the work of God. Există copii neglijați pentru că întotdeauna tații lor sunt ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu. That is wrong. Asta este o greșeală. It is wrong. E o greșeală. God's will is perfect. Voia lui Dumnezeu este perfectă. He has called you to minister, that is true. Te-a chemat să lucrezi pentru el, e adevărat. But he has called you to be a father. Dar te-a chemat să fii și un tată. That is true. Și asta e adevărat. You do not have to break one command in order to fulfill another. Nu ai nevoie să calci o poruncă pentru a le împlini pe celelalte. You need to minister enough. Trebuie să slujești atât de mult. But if you are neglecting your family, you are ministering too much and you are outside of God's will. Dar dacă îți neglijezi familia, ești în afara voii lui Dumnezeu. Then there are other men who work in secular jobs. Sunt alți bărbați care lucrează în firme, fie de stat particulare. And they say to their children, I'm working very hard so that I can give you things that I never had. Și ei spun, tații, lucrez din greu, le spun copiilor, pentru că vreau să-ți dăruiesc lucruri pe care eu niciodată nu le-am avut. God never called you to give your child things that you never had. Dumnezeu niciodată nu te-a chemat să-i dai copilului tău lucruri pe care tu nu le-ai avut niciodată. God called you to give your child and your wife a husband and a father. Dumnezeu te-a chemat să dai copiilor tăi și soției tale un tată și un soț. This is what I tell young men. Asta este ceea ce le spun tinerilor. You are single. Sunteți necăsătoriți. You have very few responsibilities. Aveți doar câteva responsabilități. You can spend your money like you want. Poți să-ți cheltuiești banii cum vrei. You can spend your time like you want. Poți să-ți folosești timpul cum vrei. If you don't want to lose all that, then don't get married. Dacă nu vrei să pierzi aceste lucruri, mai bine nu te căsători. If you want to live for yourself, dacă vrei să trăiești numai pentru tine, if you want to spend time with all your buddies, dacă vrei să petreci timp cu toți tovarășii tăi, if you want to be free, dacă vrei să fii liber, that's fine. Nu-i rău. But don't get married. Dar nu te căsători. Don't do that to a wife. Nu fă asta unei femei. Marriage is in a sense a deeper death. Căsnicia este într-un sens o moarte adâncă. When I came to Christ as a single man, când am venit la Hristos și eram necăsătorit, I died. Am murit. But I was still single. Dar eram încă necăsătorit. I was seeking to be a servant of God. Căutam să fiu un slujitor al lui Dumnezeu. But I had very few responsibilities. Dar aveam doar câteva responsabilități. I was a single man. Eram un om necăsătorit. When I decided to marry, când m-am decis să mă căsătoresc, I was in a sense deciding to die a deeper death. Într-un sens, doream să mor o moarte mai adâncă. I would no longer be as free. Nu mai eram liber. I would no longer be able to do things like I wanted to. Nu mai puteam să fac lucrurile pe care le vroiam. I had to give my life to another. A trebuit să-mi dau viața unei alte persoane. If you're not willing to die that deeper death, then don't get married. Dacă nu ești gata să mori această moarte, mai bine nu te căsători. And then if you are married, dacă ești căsătorit, and you have no children, și nu ai copii, then marriage is pretty easy. Atunci căsnicia este oarecum mai ușoară. It's just two of you. Sunteți doar voi doi. You don't have to change diapers. Nu trebuie să schimbi scutece. You've got a little extra money. Ai ceva bani în plus. Life is good. Viața e bună. If you like it that way, dacă îți place așa, well, that's fine. Nu-i rău. But don't have children. Dar să nu ai copii.
Because having children is an even deeper death. Pentru că va trebui să mori mai adânc dacă vei avea copii. Because both of you now have decided to give yourself away to someone who can't even understand your love. Pentru că va trebui ca amândoi să vă dăruiți viața unor persoane care nici măcar nu vor înțelege dragostea voastră. You say, well, that sounds terrible. Și acum îmi spuneți, wow, dar asta e groaznic. You just told me marriage was death. Tocmai mi-ai zis că înseamnă moarte căsnicia. And having children is even a deeper death. Și dacă vrei să ai copii, va trebui să mori mai adânc. That doesn't sound too good. Nu sună prea bine. It does if you listen to Jesus. Va suna bine dacă vei asculta de Isus. The one who keeps his life will lose it. Cel care vrea să-și păstreze viața, o va pierde. The one who gives his life away, cel care își dăruiește viața, will find it. O va găsi. Last night I shared with the young people. Aseară am vorbit tinerilor de aici. That I had certain goals in my life. Le-am spus că am anumite scopuri în viață. My number one goal is this. Scopul meu numărul unu este acesta. To be God's friend. Să fiu un prieten al lui Dumnezeu. Now notice. Acum încercați să observați. My goal is not to be an important pastor. Scopul meu nu este să fiu un pastor important. My goal is not to have a big ministry. Scopul meu nu este să am o lucrare mare. That's just pride. Asta e mândrie. My goal is to be a friend of God. Scopul meu este să fiu un prieten al lui Dumnezeu. You say, well, I'm a child of God. S-ar putea să spune, da, dar eu sunt un copil al lui Dumnezeu. There are a lot of children that are not their father's friend. Sunt o grămadă de copii care nu sunt prieteni cu părinții lor. I want to be both a child and a friend. Vreau să fiu și copil și prieten. My next goal, următorul meu țel, is to be a godly husband. Este să fiu un soț evlavios. Not to be a missionary. Nu să fiu un misionar. Not to be a great preacher. Nu să fiu un predicator mare. To be a godly husband. Să fiu un soț evlavios. To love my wife as she ought to be loved. Să-mi iubesc soția așa cum merită să fie iubită. My third goal, al treilea țel al meu, is to be a godly father. Să fiu un tată evlavios. Now notice, my wife comes before my children. Încercați să observați, soția mea este în prioritate înaintea copiilor mei. That is true whether you're a man or a woman. Asta e adevărat fie că ești bărbat, fie că ești femeie. There are a lot of women who say, I'm not a good wife, but I'm a wonderful mother. Sunt o grămadă de femei care spun, nu sunt o soție bună, dar sunt o mamă minunată. If you're not a good mother, dacă nu ești o mamă bună, you're not a good wife. Nu ești nicio soție bună. And if you're not a good wife, și dacă nu ești o soție bună, you're not a good mother. Nu vei fi nicio mamă bună. If you're not a good husband, dacă nu ești un soț bun, you are doing damage to your children. Distrugi copiii tăi. The greatest gift I can give my children, cel mai deosebit dar pe care îl pot dărui copiilor mei, is to love their mother with all my heart. Este să le iubesc mama cu toată inima mea. They will be secure. Ei se vor simți în siguranță. They will look at me. Se vor uita la mine. They will look at the way I love their mother. Se vor uita și vor vedea modul în care le iubesc mămica. And they will say, Dad's not going anywhere. Și ei vor spune, tata nu va pleca niciodată de la noi. He's staying here. El stă aici. Lastly, în ultimul rând, if I have any time left, dacă am timp care îmi rămâne, I want to be a faithful minister to God's church. Vreau să fiu un slujitor credincios bisericii lui Dumnezeu. If I have any time left. Dacă îmi mai rămâne timp. Most people have that turned completely around, don't they? Majoritatea oamenilor au sucit toate aceste priorități. Well, they're wrong. Ei greșesc. They're wrong.